Bine v-am găsit, bun venit acasă la Striblinio. Hai să vorbim despre derby FCSB Dinamo sau ce a rămas din el. Nu mi se mai pare așa un derby important, nu cred că mai e cel mai important joc din România, e ca o antichitate, o mai ștergem de praf, ne mai uităm din când în când la el, e frumoasă, dar nu mai e impresionantă. Nu despre asta vreau să vorbesc, despre calitatea jocului, ci despre greșeala de arbitraj a lui Radu Petrescu. Se întâmplă sau nu? E o greșeală mare de arbitraj, mai ales că au greșit doi oameni acolo, și Tușier și arbitru de centru. Și de asta vreau să spun, nu cumva cluburile din România ar trebui să preseze mai tare ca să introducă VAR-ul, da? Nu cumva asta ar fi rezolvarea? Eu cred că da, și în ciuda neînțelegerilor dintre Ligă și Federație, asta ar trebui făcut de urgență, iar cluburile ar trebui să scoată niște bănuți de la televiziune ca să rezolve această situație, da? De ce am însă un semn de îndoială? Eu nu cred că toată lumea din aceste cluburi își dorește cu adevărat VAR. De ce? Pentru că așa am putea elimina toate scandalurile din jurul fotbalului sau majoritatea scandalurilor și am vedea cu adevărat dacă unii arbitri sunt buni sau răi, dacă nu cumva carierele lor au fost falsificate. Și nu cred că multă lume din fotbalul românesc își dorește meritocrația pe care VAR-ul ar putea o introduce. Am un semn de întrebare acolo. Chiar credeți că o să vrea să discute seara la show-urile de televiziune despre cum au fost așezate echipele în teren? Am aici un semn de îndoială. Apropo de VAR, publicația americană The Athletic a făcut o analiză asupra deciziilor VAR din Anglia și spune așa: momentul acela în care arbitrul se duce la televizor e o chestiune de marketing, nu de decizie. De ce? Pentru că la toate întreruperile cu VAR, arbitrul și-a întors decizia anterioară, da? De asta și fost semnalizat. Vezi că s-ar putea să ai o greșeală. Și el știe deja ce s-a întâmplat, că îi spun colegii din cabina respectivă. Ați văzut că anul trecut sau în sezoanele trecute arbitrii din Premier League nu se duceau la margine. Acum se duc mai des. Care-i motivul? Au învățat că așa jucătorii sunt mai cuminți și înțeleg mai bine decizia. Chiar unul dintre ei a fost înregistrat la un moment dat spunând: hai că vin la ecran că pot să le-o vând mai ușor. Deci noi vedem, jucătorii văd că se duc la ecran, el vine și spune: m-am uitat, acum sunt sigur asupra acestei decizii, și toată lumea este mult mai mulțumită. E foarte mult marketing în această mișcare. Tehnic, omul n-ar avea nevoie să vadă cu ochii lui chestiunea asta. Asta apropo de VAR. Și mai e ceva apropo în relația de, sau mă rog, într-o comparație cu campionatul României. Săptămânile astea mi-au trecut prin mână mai multe povești ale unor jucători brazilieni din noua generație, jucători formidabili, și am stat să mă întreb: domnule, care e diferența între tipul acesta de jucători? Vă și spun numele, da? E vorba de Firmino, de Jorginho și de Richarlison, da? Și am zis: domnule, de ce oamenii ăștia reușesc în Europa și jucătorii români nu reușesc acolo unde merg ei? Bun, sunt talentați și așa mai departe, dar noi în ultimii 15-10 ani chiar n-am avut niciun jucător cu astfel de potențial. Adică în sărăcuțul fotbal brazilian, mă înțelegeți când spun sărăcuțul, adică într-o țară care, mă rog, are mari probleme de sărăcie, ce fac diferit oamenii ăia de acolo? Adică nu cumva să pregătesc mai bine? Mai e și o chestiune însă la care m-am uitat. Din poveștile celor trei jucători, pe care o să le dezvolt săptămânile viitoare, rezultă că oamenii ăștia nu au fițe. Nu știu cum e văzută treaba acolo, nu știu cum sunt crescuți copiii ăștia, dar cu siguranță n-au fițe. La ce mă refer aici? Uite, de exemplu cazul lui Richarlison. Richarlison e crescut de o familie foarte săracă, și când spun foarte săracă, adică gândiți-vă la favelele braziliene. În primul moment în care a semnat un contract de sponsorizare sportivă, a venit o mare companie, cred că Nike, avea 17 ani, ceva de genul ăsta, i-au trimis echipament personalizat pentru el, ghete, training-uri, tricouri. Copilul a luat tot echipamentul și l-a împărțit oamenilor străzii, nici măcar nu a vrut să le spună celor de la club ce au făcut. Ei au văzut că doar i-a dispărut echipamentul. Jorginho a fost trimis la 15 ani în Italia, de unul singur, a stat într-o cameră cu alți 50 de copii. Spune că dacă mai văd vreodată tocăniță de cartofi în viața mea, cred că nu mai pot să mănânc niciodată lucrul acesta. I s-au dat 20 de euro pe lună, dintre care 10 euro îi punea pe o cartelă ca să-și sune părinții acasă să le spună că e bine. Asta era în fiecare lună. Din ceilalți 10 euro erau bănuții lui de buzunar. De acolo a învățat un bun simț și o altă așezare asupra vieții. Da? Iar în ceea ce îl privește pe Firmino, povestea la un moment dat unul dintre oamenii care l-a descoperit, Tanner,
de la clubul german care l-a adus în la Hoffenheim, care l-a adus în Bundesliga, spune așa, zice: domnule, m-am dus la un antrenament, omul străbătuse Brazilia ca să vadă jucători, a trebuit să plătesc un portar ca să-mi dea voie, că era un antrenament închis, a dat o șpagă. Firmino a fost impecabil la antrenament, era foarte tânăr, impecabil a fost, doar că a fost scos de antrenor la centrul terenului și certat pentru câteva greșeli pe care le făcuse acolo, într-un gest de neînțeles, spune el, după care l-am cunoscut pe băiat și am văzut că este de o modestie exemplară. Iar termenul acesta de modestie a trecut prin toate poveștile astea pe care le-am citit în decurs de o săptămână. Cred că ăsta sau asta ar fi o foarte bună învățătură și pentru fotbaliștii noștri. O să mă întorc la genul ăsta de povești, vă promit, deocamdată însă spor la treabă tuturor.